Ne bucurăm destul de mult că ați revenit din nou în satul natal cu așa o originală inițiativă pentru a ne reaminti tradițiile satului nostru. Foarte bine că v-am găsit și că ați participat, ați fost de acord, participat la concursul pe care l-am inițiat. Bună ziua tuturor! Bună ziua! Vă prezint pe doamna Valabi, președintele Asociației Neodaci din Strasburg, doctor în lingvistică, care a susținut teza de doctorat la Universitatea Marc Bloch din Strasburg, oraș francez, unde se află sediul Consiliului Europei. Teza susținută de fosta noastră elevă are ca subiect analiza proverbelor românești din opera lui Panaiotis Strati, scriitor român de excepție franceză. Pe doamna Palabi o preocupă folclorul autentic al meleagului natal. Sub regia dumneiei, împreună cu elevii, ne-am încadrat în această frumoasă activitate de colectare a creației folclorice. Și folosindu-ne de acest prilej, vă prezentăm un mic buchet de creații populare autentic românești. Cine suntem? De unde venim? Încotro mergem? Iată întrebările care trebuie să ne preocupe astăzi, când modernitatea amenință cu uitarea moștenirea noastră culturală de secole. Noi, membrii Asociației Neodaci din Strasburg, pornim din cele mai nobile intenții. Încă la finele anului 2012 am hotărât să desfășurăm la nivel de două sate vecine, Milești și Bălănești, un concurs ce ar servi drept model pentru alte sate de Republica Moldova și care ar testa de asemenea entuziasmul, cât și dorința de implicare a profesorilor și a elevilor din școală. Diplomele, premiile, cadourile de încurajare pentru participanți au fost posibile datorită implicării directe a administratorului sitului internet neodaci.com, jurnalistul Gheorghe Bobeică, a prietenilor familiei noastre, cât și a diasporii românești, ce locuiesc astăzi în diferite colțuri ale globului pământesc. Aportul financiar al familiei noastre pentru concurs, zis Asociația Neodaci, a fost mărit prin donații bănești venite de la membrii active diasporii românești din America, din Franța, cât și de la prietenii noștri din Republica Moldova. Donații de carte din partea editurii Cartier, director domnul Gheorghe Irizanu, de la doamna Renata Berejanu, sunt o mărturie a celor spuse mai sus. Datorită tuturor acestor persoane, prin aportul lor financiar, dar și prin încurajările lor, au făcut ca concursul nostru să aibă astăzi, să ajungă astăzi la etapa finală a primei ediții. Suntem astăzi la prima ediție, dar ne gândim la perspectiva unui proiect de anvergură ce ar deveni pe viitor o acțiune de rang republican, având drept scop perpetuarea și valorificarea tradițiilor și a obiceiurilor populare, proiect pentru conservarea și promovarea culturii naționale și a folclorului. Sperăm ca manifestarea culturală de astăzi să fie de bun augur, să organizăm și pe viitor împreună cu dumneavoastră, dragi elevi și dragi profesori și alte ediții. Aflăm cu ce interese și treburi erau preocupați strămoșii noștri.
Poporul este primul filozof și poet care a creat toate poemele mari, care a creat istoria culturii universale. Aleg Morozov, Bogdan Petrucenko Hardeu, Mihai Eminescu, Vasile Alexandri și mulți ani condei ai viacului 19-lea și contemporan ai noștri, Lucian Braga, Dumitru Matkovski și alții s-au inspirat din această nestemată comoară a poporului nostru român. Aleg Morozov, marele culegător de folclor, spunea: poezia populară trebuie să fie obiectul studiilor noastre serioase, dacă vrem să aflăm cine am fost și cine suntem. Astăzi, noi, elevii, venim în fața dumneavoastră cu un buchet de flori artistice, lese din grădina folclorului românesc și autentic mileștean. Eu vin cu o trăistuță magică în care am niște bilețele cu anumite întrebări, teme, la care va trebui să răspundeți. Se apropie doritorii și ia un bilețel din trăistuță și se pregătește. Dacă elevul nu poate să răspundă, nu e nimic strașnic. El spune: vă rog să mă ajutați. Și intervine un alt elev care începe să vorbească la tema bilețelului. Ne-am înțeles? Da. Așa, să fim mai îndrăzneți și voi cei de pe scenă, așa să fiți atenți, pentru că o să ia și mici. Poftim! Așa, să vedem. Așa. Așa, ia să vedem. E copil. Zică plete scriere. Zicători. Să apelăm la cei de pe scenă, poftim. În picioare. Se face mort în popușoi. Alta. Apoi frunze la câini. Alta. Mai tare. A dat soare. Soare. Recită o poezie sau un fragment de poezie sau poem de inspirație folclorică. Știi tu o poezie? Ha? Cine știe? I-am spune. Așa. Maică nu mai osteni de Grigore Bier. Maică nu mai osteni, că avem cu ce trăi, am și casă și bănuți, eu nu tu să mă ajuți. Maică, nu mai sunt copil, nu vezi că și eu bătrân? Pentru lume fi bătrân, pentru mine tot copil. Pentru lume om de stat, pentru mine am eu băiat. Pentru lume fericit, pentru mine năcăjit. Că te știu, că de seară până zori, tot o fugă, tot un zor. Că știu, că te-au îndrăgit, că te-ar bine de din câmp. Maică, nu mai vă steni, hai la noi și ai mei trăim. Viule, nu cui putem, amințesc și vine rău. Care-i sus, n-aveți nici nu, de la noi cum să mă duc? Și eu de la un aceam un nuc, gălbenesc și mă usuc.
adică mai bine cineva care știe un pic de popular, putem? În picioare? În picioare? De-a frate avem să știu. Cu chiloane, cu pistoane.
bunicușor, ai o minte asuțită. Iar el răspunde, e meritul lui tată. El mă cheamă în camera lui și mi-o ascunde de 3-4 ori pe săptămână. Profesorul spune la un elev, nu s-a nimerit niciodată ca lecțiile mele să adormiți. Lenuța, nu fiind timidă, răspunde, domn profesor, dacă ați vorbi mai încet, cu toți am adormit. Ionuțul plângea, o profesoară mă întreabă, ce ai pățit? El zice că mi-a dat jos un băiețel pe cinta. A fost cu intenție, nu, cu brânză! Acum, apropiați-vă și voi și luați smocul acesta de bilețelic de unul. Hai, poftiți! Cine dorește? Thank you.
De ce se trau clopotele? Povestea se numește Ivan Turbinca și scrisă de Ion Creangă.